Bună dimineața, estimați prieteni! Bine v-am regăsit într-un nou interviu aici, la Matinal. De obicei se spune că câinele este cel mai bun prieten al omului, dar totuși fiecare își poate alege un animal de companie după placul său. De aia astăzi vorbim despre importanța animalelor în viața noastră și alături de noi este Lazar Mihail. El este președintele Asociației Obștești pentru Protecția Animalelor Fără Adăpost Alga și de asemenea el este medic veterinar. Bine ai venit la noi, Mihail! Bună ziua, bine v-am găsit! Vreau să ne spui de la început când a apărut asociația și care au fost măsurile interprinse în cadrul acesteia până în prezent. Asociația a fost întreprinsă, s-a în anul 2006. Este prima asociație din Republica Moldova ce ține de animale fără stăpân și ca scop al asociației sau unul dintre punctele care au fost întreprinse este problema acută a animalilor fără stăpân și reducerea numărului de animale fără stăpân. De asemenea, unul dintre scopuri era empatizarea și educarea populației și conștientizarea acestei probleme, a fi una comună, de fapt. Astea sunt sau erau motivele pentru care această asociație a decis să se fundeze și să au activitate. Dar cine face parte din asociație? Că sunteți o echipă mare sau nu? Nu suntem o echipă numeroasă, dar o echipă destul de bravo. Uh, suntem în număr de 10 persoane, aproximativ de 10 persoane. Uh, Fondatorul asociației este doamna Valentina Dudnic. Uh, și deja alți membri care, alți voluntari membri care se ocupă de gestionarea paginii de Facebook și de asemenea preluarea cazurilor din teren sau din stradă. Dar cu toții cred că am observat că în alte țări sunt foarte puține animale pe stradă, fără stăpân. Totuși, de ce în Moldova sunt atât de multe probleme legate de animalele din stradă, da câinii mai danezi și așa mai departe? Care este părerea ta la acest subiect? Um, Numărul rog, exagerat sau animale pe stradă este ceva mare specific um, estul Europei nu doar Republicii Moldova, însă, din fericire, putem observa că este tendința de uh, civilizare da, și de intrigărare în Uniunea Europeană, ceea ce, de asemenea, se reflectă și asupra uh, acestei probleme cu animali fără stăpân. Uh, în Republica Moldova este problema dată din cauza că uh, niciodată nu a fost corect abordată această temă, Uh, din cauza, în primul rând, că nu avem niște legi care să prevină aceste, acest număr de animale și, de asemenea, nu există centre de sterilizare, pentru că sterilizarea este una dintre uh, motivele pentru care sunt animalele se înmulțesc, astfel ele ajung în stradă și, doi, una dintre alte, care este, de asemenea, o cauză, abandonul, uh, care este în masă la noi, adică animalele se abandonează destul de mult. Și cam astea sunt lipsa empatiei, lipsa conștientizării că de asemenea este un organism viu, un organism care suferă și de asemenea lipsa conștientizării că de fapt abandonarea unui animal sau dacă nu ne luăm responsabilitatea pe de deplin atunci când adoptăm animal, să-l sterilizăm sau și să prevenim puinii doriți, poate cauza probleme în timp pentru întreaga societate, nu doar cât, pentru, cât și pentru animale, cât și pentru noi, câinii nesterilizați sau câinii care ajung în stradă, ajung să mulțească, astfel devin haide, da, și devine o problemă destul de, hai să zic, important pentru bunăstarea oamenilor cât și animalilor. Dar te spuneai despre animalele abandonate și recent uh, voi ați postat pe pagina de Facebook a asociației despre chiar și bruscuțe testoase care sunt abandonate. Exact. Iar și aici revenim la lipsa unei legi care desemnează pe lipsați ca abandonul. Uh, oamenii e în ignoranță, uh, încearcă să găsească careva alternative pentru că este din înțeles faptul că sunt ce cazuri în care din motivii nu, nu mai putem ține acest animal, însă trist este că de obicei oamenii nu recurg la careva alternative, dar riscă îi abandonează. Și, una dintre soluții ar fi o lege care să prevină abandonul, de asemenea, din cauza că nu există la moment o uh, înregistrare de a animalelor uh, cu stăpân, uh, nu este dificil monitorizarea numărul de, anim, de animale cu stăpân, care sunt, de fapt, uh, cauza animalilor fără stăpân. Astfel, ele alungă în stradă, și cam asta este unul dintre problemele de ce se abandonă sau din ce cauze există abandonul. Lipsa unei legi care să prevină sau să încurajeze de asemenea și sterilizarea. Însă, comparativ cu anii precedenți, totuși acum este mult mai bine. Societatea este un pic mai că mai responsabilă și din experiența proprie pot să zic că oamenii deja preferă să sterilizeze sau să facă un efort de a steriliza, comparativ cu mulți ani urmă în care se recurgeau la metode inumane de a preveni numărul de animale. Ceea ce este încur încurajator și noi sperăm că câțiva ani, să ajungem la un uh, rezultat mai bun și să nu avem la fel de multe animale pe stradă, uh, la fel ca cum avem acum. Dar ce atitudine încă mai are societatea față de animale? Adică, uh, pe lângă ceea că îi abandonează, ceea ce tot este un act agresiv, uh, cu ce probleme încă uh, vedeți că se confruntă animalele? Adică... Despre... Uh, uh, da. uh, animalele sunt... Uh, da, animalele sunt ignorate, sunt întreținute în condiții inumane. Acum vine perioada caldă a anului și de sori, animalele pot fi lăsate fără apă, fără mâncare. Una dintre probleme este chiar întreținerea animalelor nereconspunzătoare. Animalele sunt desori la lanț, fără umbră chiar în clinic vin desori cazuri de insolație, de deshidratare. Uh, și cam ce sunt de sezon, cam asta sunt uh, uh, cele mai urâte uh, atitudini da, față de animale. Uh, desori avem cazuri de violență asupra animalelor, uh, însă uh, mai sezizăm poliția, să mai uh, dau avertismente, uh, chiar uneori și amenzi. Însă, încă stăm departe de a putea interveni mult mai cumva, evident în ceea ce ține de prevenirea violenței față de animale. Însă, noi, ca asociație, încercăm de desăori să atenuăm astfel de probleme și să ajungem la un numitor comun, pentru că violența sau agresiunea nu este un... Un pas pentru a opri violența. Ceea ce putem noi să facem este să empatizăm și să discutăm cu oamenii: să conștientizeze că animalele sunt uh, organisme vii uh, care au la fel necesitate, și atunci când uh, ne asumăm un animal, să ne-l asumăm uh, până la urmă și să nu luăm un animal uh, sau să adoptăm un animal uh, doar în baza unui efect uh, momentan, da ori oamenii vor un cățel sau o pisică alb, fasă, frumoasă, însă nu se gândesc pe termen lung că totuși animalul o să trăiască alături de noi câțiva ani și ar trebui să punem uh, în față careva uh, lucruri care se pot întâmpla. De exemplu, trebuie să plecăm într-o vacanță de ori. Acesta iarăși este un motiv pentru că animalele sunt abandonate. Uh, animalul se poate îmbolnăvi, de ce este nevoie să-l ducem la veterinar, adică trebuie atunci când uh, luăm un animal, uh, trebuie să conștientizăm pe termen lung că el deja devine un membru al familiei și uh, dacă totuși uh, dorim să adoptăm un animal, să îi acordăm uh, strictul necesar pentru o viață fericită alături de noi. Dar ce beneficii pot avea oamenii odată ce se decid să adopte un animal de companie? Uh, pot să spun iarăși din experiența proprie că uh, odată ce ai adoptat un cățel sau un psic, sau psic, viața ta devine diferită. Uh, nu, mai e... ele aduc în primul rând foarte multe emoții pozitive în viața noastră. Uh, ele sunt mai ales un cățel, este tot timpul bucuros să ne întâlnească, e emană atâta energie pozitivă, de fapt chiar sunt și studii științifice că o un cățeal, este un antidepresiv foarte bine, foarte bun și acum, mai ales în timpurile noastre, când trăim destul sub presiune, da, psihologic grabă de zi cu zi, un animal desuori uh, ne poate aduce confortul emoțional și căldura în casa noastră. Uh, de exemplu, un cățel uh, te motivează foarte mult la un mod mult mai activ de viață. Uh, desuori, uh, dacă stai la gânduri să ieși la o plimbare sau nu, atunci când ai un cățel, nu mai este opțiune, trebuie să ieși. Și astfel, uh, ieșind la plimbare, uh, îți dai seama că, de fapt, uh, un cățel te schimbă, iarăși dacă ți-l asumi într-adevăr până la urmă, un cățel îți schimbă viața în, 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 bine, îți schimbă viața în bine. Este energia asta și fericirea asta din și simplă pe care o putem obține din partea animalilor și copiilor. Da? Ei emană o inocență din descris și fiecare contact cu, cu, ei ne fac viața mai frumoasă. Cam asta, însă, iarăși un animal presupune și responsabilități, după cum am zis, însă ne schimbă viața în frumos, chiar în mult mai bine. Eu cred că ne poate chiar și disciplina. Exact. Ne poate disciplina ce-și de agenda fiecăruia, un cățeal sau o psihică este o responsabilitate și desu responsabilitățile ne, ne, ne disciplinează. Cam, cam asta. Animalele ne fac mult mai empatici, mult mai toleranți și însă și chiar socializăm mult mai mult. Un cățel la plimbare să întâlnești cu alt cățel și încep discuții și cu proprietarul cățeilor, Astfel ei au și un rol de a ne face pe noi să socializăm și mai mult cu oamenii. Am adus aminte de careva practici care se fac în anumite penitenciare din țările din Europa, că oamenilor care sunt acolo și își ispeșesc pedeapsa, li se oferă animale nou născute care au rămas fără mame, dacă putem așa spune, și ei trebuiau să le îngrijească. Cumva îmi pare interesantă ideea asta de a face omul să fie responsabil, nu doar să simtă vina și să stea uh, în penitenciar, dar și să aibă grijă de un suflet mic. Cum uh, te uiți tu la asta? Uh, toți au dreptul la a doua șansă uh, și desfori sentimentul ăsta de inocență pe care uh, animalul îl transmit, uh, ne trezesc conștiința noastră și ne motivează să fim mult mai buni decât ieri. Pentru că ei au o gândire rudimentară, dar o fericire uh, necondiționată. Și animalele uh, ne învață, de fapt de la fiecare animal avem ceva de învățat, uh, animalele domestici sau căței psici ne învață, ne învață să fim mai buni și să trăim clipa în prezent și să ne bucurăm de simplitatea vieții așa cum este și de cel care este lângă noi acum. De asemenea, da, în penitenciarii uh, sunt uh, animale care ajută uh, sau educă, de fapt, emoțional uh, acești oameni. Însă sunt cazuri și cu copii cu autism, de exemplu, unde uh, reacționează foarte bine în prezența câinilor. Uh, de aceea, chiar uh, mult recurg, se numește animaloterapia, sunt persoane în stadiu avansat de cancer în care uh, contactul cu animalilor uh, uh, le face mult mai bine, uh, oamenii devin mult mai motivați să lupte, să meargă mai departe. De ce animalele, într-adevăr, au uh, un impact uh, frumos asupra oamenilor și uh, asupra oamenilor, într-adevăr, și contactul cu Contactul cu animal nu poate decât să ne facă bine și să ne facă mult mai empatici pentru a trăi într-o societate mult mai pașnică. Iar pentru ascultătorii care se gândesc că ar vrea să contribuie și ei la o viață mai bună a animalelor fără adăpost, ce ar putea face ei? Cum pot să contribuie? Poate cu donații pentru o asociație sau, trec să ne spui tu? Ajutorul, indiferent de natura lui, este binevenit. Deja, dacă nu ești e, indiferent față de animalele de stradă, poți să consideri că le ajuți cu ceva. Ceea ce poate să facă, în primul rând, fiecare om de rând, e să comunici cu alți oameni. În primul rând, vezi un caz de violență asupra animalelor. este un exemplu simplu. Poți vorbi cu persoana dată, cu persoana care agresează, să-i explici. Nu este bine, suntem oameni, raționalizăm niște chestii într-o manieră foarte empatică și foarte, uh, hai să zic, răbdătoare, civilizată, poate să vorbească cu oamenii uh, despre faptul că animalele toți sunt organisme vii. Asta este un exemplu simplu, comunicarea și educarea populației, de care Republica Moldova chiar are, are nevoie. Uh, de asemenea, ajutorul poate fi venit, vezi o psică slabă în stradă, acum sunt invazii de purici în oraș, la psicile de stradă, poți să revocuiezi o psică de stradă împotriva puricilor, poți să o hrănești sau să-i dai apă, de exemplu, că este foarte cald. Important e atunci când ajutăm animalul, iarăși să nu facem asta în baza unor stimuli, să ne gândim, nu ajutorul nostru nu poate să dăuneze poate mai mult animalului. De exemplu, atunci când hrănim un animal. Să ne asigurăm că nu lăsăm mortărie în stradă pentru că ci poate motiva pe cineva să otrăvească căței sau să nu-i placă faptul că noi vrem să ajutăm, însă lăsăm mizerie în urma noastră. Ce ce ține de asociație e Iubitorii de animale pot până pe 31 mai să redirecționez cele 2% din impozit uh, asociației. Uh, puteți intra pe pagina oficială unde o să găsiți uh, codul fiscal uh, unde puteți redirecționa cele 2% din care uh, animalele de stradă uh, vor fi sterilizate, adică din uh, banii care se adună. Animalele sunt sterilizate, astfel este prevenit numărul căițăilor de stradă. Oamenii se pot implica ajutând animalele de stradă, donând mâncare, așternuturi desi ori, hai să zic încurajarea sau suportul financiar voluntarilor, care se implică foarte mult în, în salvarea animalelor de stradă. De exemplu, acum sunt foarte mulți pui abandonați, nou născuți, cu întreținere temporară a unui animal de stradă, promovarea acestuia spre adopție, deci nu poate să fac și o persoană simplă. De asemenea, puteți redirecționa direcționa cele două procente din declarații pe venit până pe 31 mai, în cadrul asociației, puteți găsi codul fiscal într-o postare pe pagina Facebook sau uh, pot să-l zic chiar acum eu, uh, codul fiscal este 42017011 uh, unde uh, cele două procente din uh, uh, venitul dumneavoastră anual vor fi redirecționate în, în, în bugetul Asociației ALGA pentru a soluționa problema animalelor fără stăpân prin metode umane, precum sterilizarea. De asemenea, Mihai, dorim să aflăm cum tu te-ai decis să mergi pe calea medicinii veterinare și totodată să ajuți mai mult animalele fără adăpost. Uh, acesta este un vis din copilărie. Uh, am crescut la țară și uh, Mereu mi a plăcut să ajut, hai zic, animalele din gospodărie care au, aveau un defect, o boală. Îmi plăcea să am grijă de ele. Chiar și animalele abandonate de la marginea satului, care le mai găseam mereu, le aduceam acasă. Și am știut cumva mereu că am vrut să ajut pe cei fără voce, da? medicii veterinari sunt vocea celor care nu cuvântează, De fapt, fiecare dintre noi poate fi uh, vocea unui necuvântător de a-l ajuta și de, de a încerca de a-l să uh, conviețuim împreună cu, cu animalele, cu natura. Uh, astfel, uh, ascultând în visul da, de mic, am decis să aplic la medicină veterinară. Nu am avut, nu știu, un caz neapărat neplăcut sau nu am avut un impact emoțional care m-a constrâns să merg la medicină veterinară. Am știut tot timpul că n-am să mă plic de să sunt niciodată de acest job și să fii încurajat în conjurat de animale este un lucru frumos. Este ceva ce te face să te simți special atunci când poți să ajuți pe cei care nu cuvântează. Noi îți mulțumim pentru impactul tău în societatea noastră și asociației dorim mult succes și uh, sper că ascultătorii noștri la fel au devenit mult mai motivați să contribuie și ei. Stimați ascultători, astăzi am discutat despre importanța protecției animalilor fără stăpân și alături de noi a fost Lazar Mihail, el este medic veterinar și președintele Asociației Obștești pentru protecția animalelor fără adăpost, ALGA. De asemenea, noi vă dorim în continuare o zi cât se poate de reușită, stimați ascultători.